Să facem în seara asta o scurtă introducere în fotografia de stoc. Eu sunt Viorel Dudău, lucrez la agenția de stoc Dreamstime, una dintre cele mai mari agenții de stoc din lume. Îmi pare bine că suntem destul de mulți în seara asta. Mă bucur să văd că e lumea interesată. O să pornesc și camera să ne salutăm. Viorel, Eu sunt. te rog, m-am văzut acum că nu pot să apăs eu butonul de rec, dacă poți să pornești tu înregistrarea webinarului. Sigur, Mulțumesc. sigur. Start. Ok, acum și înregistrăm. Nu o să las prea mult camera video, pentru că am înțeles că sunt probleme cu banda și nu aș vrea să vă încarc conexiunea prea tare. Doar cât să ne salutăm. Acum o să opresc. Și o să începem cu prezentarea noastră. Imagini câte 1000 de cuvinte. În primul rând, aș vrea să discutăm despre necesitatea imaginii în comunicare. Ideea care este? Oamenii, s-a demonstrat, s-au făcut studii, oamenii procesează imagine de până la 60.000 de ori mai rapid decât textul. E logic, când vezi o imagine, automat înțelegi mult mai rapid decât să stai să citești un text mai lung, mai scurt, mai bine făcut, mai complicat, mai simplu. Apoi, fotografia este limba universală. În orice limbă, fotografia arată la fel. Indiferent că suntem din Africa, din România, din Statele Unite, fotografia arată exact la fel și transmite aceleași mesaje. În plus, imaginea aduc un plus de estetică oricărui design, în orice prezentare, în orice articol. Și totodată aduc un plus de impact oricărui concept. După cum vedeți în fotografia asta, putem găsi, în fotografia de față, putem găsi destule concepte. Mai puțin. Subiectele de abordate în această seară vor fi dreptul de autor, vom vorbi despre copyright, despre tipuri de imagini din punct de vedere al copyright-ului, despre imagine de tip stock, despre Dreamstime, agenția de stoc la care lucrez, despre utilizarea imaginilor online, despre utilizarea imaginilor în print, câteva aplicații software care v-ar putea folosi și vom avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri, sper cea mai interesantă, după care o scurtă, o mică surpriză din partea Dreamstime. Să începem cu dreptul de autor sau copyright-ul. Ce este dreptul de autor? Dreptul de autor reprezintă dreptul fiecărui autor de a decide ce se întâmplă cu opera sa, fie că e text, imagine, sunet, video. Autorul este singurul în măsură să dispună ce se întâmplă cu opera lui. Dreptul de autor nu necesită o înregistrare specială la anumite organisme, el apare automat odată cu crearea operei. În momentul în care s-a înregistrat o imagine, în momentul în care ați scris un text, în momentul în care ați înregistrat un sunet, aveți drepturi de autor asupra acestei opere. Există și lege care protejează drepturile de autor. Este legea numărul 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Este mai stufoasă, dar există și reglementează destul de bine exercitarea dreptului de autor și în privința imaginilor și în privința altor opere. După seminar veți avea prezentarea și veți putea intra și pe linkurile pe care le-am lăsat în prezentare. Sunt câteva articole interesante. Și la lege și în privința imaginii. Trecem mai departe. Tipuri de imagini după dreptul de autor. Avem așa. Sunt mai multe tipuri de imagini. Fotografii cu toate drepturile
rezervate. Astea pot fi de stoc, de presă, sunt disponibile contra cost de obicei. Există și fotografii gratuite pentru folosirea într-un anume context. Sunt popular cunoscute ca și press photos, fotografii de PR sau imagini de PR. Sunt oferite de companii, de persoane publice, de instituții ale statului, pentru folosirea doar în contextul în care au fost oferite. Avem și fotografii gratuite în schimbul citării sursei, denumite și Creative Commons. Despre acestea, ce să vă spun, sunt în principal realizate de amatori care caută apreciere, nu caută neapărat să trăiască din asta, caută apreciere, recunoaștere. Mai sunt și fotografii gratuite, public domain, foarte puține de fapt. Sunt oferite de către autori sau instituții cum ar fi NASA, care fiind finanțată de guvern, oferă aceste imagini gratuit. Mai sunt imagini pentru care durata de copyright a expirat, de obicei după 72 de ani de la moartea autorului, dreptul de autor expiră. Acum vom vorbi, subiectul nostru din această seară este fotografia cu toate drepturile rezervate. De fapt, imaginile cu toate drepturile rezervate, nu neapărat fotografiile, orice fel de imagine. Acestea sunt, reprezintă majoritatea covârșitoare a imaginilor ce pot fi găsite online. Când vedeți o imagine pe internet și nu știți proveniența ei, puteți considera că e o astfel de imagine cu toate drepturile rezervate. Circulă și o glumă pe tema asta. Sună cam așa: ai făcut-o tu? Nu, înseamnă că cineva a făcut-o. Fotografiile nu apar pur și simplu, imaginele nu apar din neant. Sunt realizate de un autor care are drepturi de autor asupra imaginilor. Aceste fotografii cu toate drepturile rezervate pot fi imagini de tip stock sau de presă. De obicei sunt expuse spre vânzare în bănci de imagini sau agenții de presă specializate. Uneori, mai rar cei drept, pot fi găsite și direct pe site-urile personale ale fotografilor, dar, cum am spus, mai rar, pentru că este foarte greu să vinzi în felul ăsta. Fotografiile astea cu toate drepturile rezervate sunt de obicei realizate de profesioniști sau de amatori avizați, avansați. Dar întotdeauna se face o triere de către profesioniști în imagine, pentru că nu poți lăsa absolut orice imagine să ajungă în public spre vânzare. Fotografiile acestea pot fi folosite numai contra cost, în condițiile agreate de comun acord între vânzător și client, asta însemnând conform termenilor și condițiilor din contractul de vânzare-cumpărare. La fiecare vânzare trebuie să existe niște termeni și condiții în care se pot folosi aceste imagini. Uneori, fotografiile cu toate drepturile rezervate sunt afișate ca și mostră de calitate, în vederea obținerii unor comenzi viitoare. Astea sunt cunoscute ca imagini de prezentare. Spre exemplu, fotografii își afișează pe site-urile personale anumite fotografii, făcute ori în scop personal, ori comercial, dar pentru a-și prezenta munca, pentru a obține clienți, comenzi viitoare. Totodată, companiile. Și acestea pot afișa pe site-uri, în cataloage, imagini de prezentare cu produse, cu locații, cu fabricile lor sau mai știu eu ce, tot în vederea obținerii unor comenzi viitoare, în vederea obținerii de clienți noi. Acestea tot fotografii cu toate drepturile rezervate sunt. Nu sunt oferite decât în scopul de a obține noi clienți. Trecem mai departe și ajungem la subiectul nostru principal din această seară, imaginile de tip stock. Acestea, cum am discutat, sunt imagini cu toate drepturile rezervate.
realizate în scopul comercializării pentru orice uz, comercial, personal, educațional, etc. Sunt mai multe tipuri de a utiliza aceste imagini. În principal sunt realizate de profesioniști sau de amatori avansați. Cum am discutat, sunt selectate întotdeauna de către profesioniști. Aceștia se numesc editori și eu sunt un astfel de editor, care trebuie să decidă dacă o fotografie este destul de bună pentru a putea fi afișată spre vânzare. Dacă este destul de bună, dacă respectă toate legile în vigoare, sunt expuse spre vânzare în bănci de imagini. Astea sunt și cele mai sigure imagini pentru folosirea în promovare și comunicare. Și pot fi de două tipuri. Două licențe mai. Royalty free și editorial. Și le vom explica imediat. Imaginile de tip stock royalty free. Royalty free, mulți înțeleg greșit. Dacă scrie royalty free, înseamnă că e gratuit. Nu sunt. În niciun caz. Royalty free înseamnă că odată cumpărat o fotografie, o poți folosi de mai multe ori. Nu plătești la fiecare nouă utilizare. Deci dacă ai cumpărat legal o fotografie royalty free, o poți folosi azi, o poți folosi peste o lună, o poți folosi peste 3 luni. E cumpărată, e royalty free, o poți folosi de oricâte ori vrei. Sunt anumite limite legate de tiraj. Spre exemplu, o fotografie royalty free, odată cumpărată, poate fi tipărită într-un tiraj de maxim 500.000 de exemplare, să zicem, într-o carte sau o revistă sau un ziar sau un pliant. Dar în timpurile noastre asta nu mai e o problemă. Imaginile acestea de tip stock royalty free se pot folosi în scop comercial, dar și editorial. Este foarte important. Și veți vedea de ce la secțiunea următoare. Au toată documentația pregătită din punct de vedere juridic. Model list, property list. Ce sunt acestea? Sunt niște documente prin care dacă o persoană apare în fotografiile de tip royalty free comercial, acestea pot fi vândute doar cu acordul respectivei persoane, a cărei imagine este în fotografie. Dacă îmi faceți mie o poză, eu trebuie să dau acordul ca acea poză să poată fi folosită în scop comercial, fiindcă e și fața mea acolo. Nu numai munca fotografului, este și imaginea mea. La property release se referă la anumite locații, cum ar fi, nu știu, muzee, fabrici, tot felul de interioare de clădiri mai speciale, la picturi, spre exemplu, la picturi. Dacă eu fac o fotografie unui tablou, nu pot vinde pur și simplu fotografia respectivă în scop comercial. Trebuie ca și autorul tabloului să-și dea acordul. Acesta reprezintă un property release. Imaginile royalty free pot fi folosite online, în social media, Facebook, Google, Twitter, în print, în publicitate stradală, peste tot. Imaginile cu persoane, revenim la subiectul persoanelor, nu pot fi folosite pentru a ilustra subiecte sensibile, cum ar fi prostituția, boli incurabile, nu poți lua o poză cu un copil oarecare, a căror părinți și-a dat acordul pentru a fi folosit comercial, nu poți să folosești poza aia într-o ilustrație despre cancer sau așa, adică dacă copilul e sănătos și nu are nimic, chiar ar fi ciudat să se vadă într-o reclamă socială, cum ar fi. Și aceste imagini de tip royalty free, există mai multe tipuri de licențe. Sunt cele normale, royalty free comercial, despre care am vorbit până acum. Există și licențe extinse, spre exemplu, pentru a folosi o imagine pe web, pe internet, la dimensiune mai mare de 800 de pixel, trebuie plătită o licență specială. Nu e scumpă, doar că trebuie plătit puțin în plus, pentru că există riscul ca acea imagine să se răspândească mai mult decât trebuie. Tot așa, pentru a folosi imaginea în print
în mai mult de 500.000 de exemplare, trebuie achiziționată licența Unlimited Copies. Și pentru a folosi imagini pentru, eu știu, pentru vederi, pentru calendare, pentru postere, trebuie plătit o licență specială. Astea sunt niște licențe explicate bine în termeni și condiții de pe fiecare site. Nu o să vă plictisesc acum cu ele. Ideea e că există și aceste licențe la care trebuie să fim atenți atunci când folosim imagine de tip stock royalty. Acum, avem și imagini de tip stock editorial. Care ce sunt? Sunt imagini în special înregistrate pe la evenimente, pe la conferințe, pe la tot felul de, la știri generaliste. Ele se pot folosi în ilustrarea articolelor de presă, articole de pe bloguri, de pe rețele sociale, cum ar fi Facebook, Google, Twitter, dar cu referire la subiectul imaginii. Spre exemplu, avem o poză cu domnul Bill Gates aici în dreapta. Putem folosi această poză la un articol despre Microsoft, despre Bill Gates, despre Microsoft Office. Nu putem folosi poza asta pentru a face reclamă unei firme, unei croitorii, spre exemplu, sau unei firme de producție de ochelari. Vedem că are niște ochelari interesanți. Pentru că nu are un mod de release sau property release, nu și-a dat acordul respectiva persoană, pot conține elemente de copyright, logo-uri, firme, imagini. Aceste imagini de tip editorial nu pot fi folosite în publicitate sau în promovare. Jos aici, dacă vedeți, v-am dat ca exemplu două poze cu dansatori la carnaval, dansatoare la carnaval. Una dintre ele este editorial, cea din dreapta. Una dintre ele, cealaltă este comercial, cea din stânga. Diferența care este? E tot o dansatoare la carnaval și într-o parte și în alta. Doar că în stânga, persoana respectivă a semnat un document, mod de release, prin care își dă acordul ca imaginea să poată fi folosită și în scop comercial. În dreapta, este o imagine pur și simplu surpriză pe stradă la un carnaval. Persoana nu și-a dat acordul pentru ca imaginea să poată fi folosită în scop comercial, deci nu poate fi folosită în publicitate, în reclame, mai știu eu ce, ci doar în articole, cum am spus, pe diverse suporturi, pentru ilustrarea carnavalului respectiv la care a fost înregistrată sau carnaval în general. Acum să vorbim despre avantaje. Când folosiți imagini de tip stock, sunt multe avantaje. În primul rând, respectă legile în vigoare. Având la nevoie toată documentația necesară, dacă apare orice fel de problemă juridică, documentația este pregătită deja și se poate merge în instanță. Nu prea se întâmplă, sunt foarte rare cazurile, dar există această siguranță. Nu încalcă drepturile de autor ale terților. Nu apar, spre exemplu, într-o poză cu un alergător, nu apare și un logo, să zicem, logo Nike sau Adidas pe trainingul alergătorului. Astfel că nu veți avea probleme dacă folosiți imaginea într-o reclamă, spre exemplu, Adidas sau Nike sau, eu știu, producătorul trainingului n-ar putea să vă dea în judecată că ei nu și-au dat acord. Imaginele de tip stock creează o mare economie de timp, sunt disponibile imediat, la orice oră din zi și noapte, când vreți, intrați pe site, pur și simplu, vă alegeți imaginea și o downloadați și o puteți folosi imediat. Totodată, prezintă și avantajul economiei de bani, fiind, în general, în ultimul timp, fiind foarte accesibil. Totodată, chiar dacă au avantajul economiei de bani, asigură plata muncii autorilor în drept. Ceea ce este foarte important, fiindcă, bineînțeles, nu muncește nimeni gratis, orice muncă ar face.
dar și a furnizorilor acestora. Pentru că un fotograf trebuie să plătească pentru a realiza o ședință foto, trebuie să plătească modele, trebuie să închirieze o locație, a investit în aparatură, în software, în calculator, în dezvoltarea lui profesională, a participat la cursuri, a făcut școli. Deci, asta, folosirea imaginilor de tip stock, are un beneficiu pentru economie în general. Totodată, diversitatea de imagini acum disponibilă este foarte mare. Numai pe Dreamstar avem 21 de milioane de imagini, am scris eu aici, dar de fapt în ultimele câteva zile s-au făcut 21,5 milioane. Crește cam cu 1 milion de imagini noi pe lună, baza de date. Și acum să vă prezint și Dreamstime, la care lucrez de câțiva ani. Trinsta e o bancă de imagini sau, cum îi spunem, agenție de tip stock, cu imagini de tip stock, sediul în SUA. Având și centru de dezvoltare în România, în prezent sunt aproape 22 de milioane de imagini în baza de date. Acestea sunt și foto, și video, și ilustrații. Sunt aproximativ 1 milion de imagini noi trimise pe lună, sunt 173.000 de fotografi, ilustratori și videografi din întreaga lume înscriși. Avem în total 7 milioane de utilizatori, azi mai exact sunt 7.111.000. Și dacă nu mă înșel, asta e cea mai mare bază de utilizatori din stoc, din toate agențiile de stoc din lume. Vindem imagini pe bază de abonament săptămânal, lunar sau la bucată, prin pachete de credite. Avem și imagini exclusive și artiști exclusivi și asta este foarte important, fiindcă, în general, pe internet nu găsim într-un singur loc anumite imagini. La noi găsiți aceste imagini. Căutarea de imagini pe Dreamstime e destul de avansată. Am făcut eu aici un screenshot cu o căutare pentru People și puteți vedea că deci putem căuta după cuvinte cheie. Dacă vă uitați un pic mai jos, o să vedeți că putem căuta imagini cu oameni sau fără oameni sau câți oameni să apară în imagine, la ce vârstă. Ce vârstă să aibă modelele, ce rasă, poate căutați anumite rase. O scurtă căutare cu People, după cum vedeți, 2.538.000 de imagini. E o diversitate foarte mare. Putem căuta totodată în Advanced Search, putem căuta și după proprietățile imaginii, că vrem imagini verticale, orizontale, că vrem imagini mai mari, de rezoluție mai înaltă, că vrem anumite culori, se poate căuta după aceste proprietăți. Se poate căuta, după cum vedeți aici, căutarea asta este după best selling, după cele mai vândute imagini, dar avem mai multe criterii după care putem căuta. Putem căuta cu cel mai mic preț, putem căuta cu cele mai vândute, depinde cât de mult vă grăbiți în căutare. Putem folosi Lightbox-uri când căutăm. Dacă, spre exemplu, aveți nevoie de niște imagini și nu vreți să le downloadați imediat, puteți să salvați într-un Lightbox sau o colecție și le veți downloada când aveți nevoie de ele, dar să nu repetați aceeași căutare de 1000 de ori. Și acum vom vorbi despre utilizarea imaginilor online. V-am făcut eu aici un screenshot-ul acesta de jos. Am evidențiat rezoluția la care ne-ar trebui imaginea online. Rezoluția pe care trebuie să o țineți minte pentru online se folosește în general 72 dpi, pentru că așa afișează monitoarele. În general, 72 unele afișează la 96 dpi, dar oricum la o valoare mică.
a rezoluției. Bineînțeles, în avalanșa asta de informație, trebuie să alegeți imagini cât mai vibrante ca și culori, ca și încadrare, ca și mesaj, să fie clar. Regulile de utilizare a imaginilor, zicem pe Facebook, dar ne referim și la restul rețelelor, pe Pinterest, Google Plus, Twitter. Postezi o imagine atunci când ai dreptul de utilizare asupra imaginii, când ai cumpărat-o sau când ai primit acceptul autorului. Share atunci când nu ai sau nu știi dacă ai dreptul de utilizare al imaginii. Poate fi o imagine gratuită, poate nu. Dacă nu știi, dai share, nu o iei, nu o salvezi și o postezi ca și cum ar fi făcută de tine. Pe site-uri și bloguri, tot așa. Publicăm o imagine atunci când avem dreptul de utilizare asupra ei. Dacă nu avem sau nu știm dacă avem dreptul de utilizare al imaginii, putem da un link, că nu se supără nimeni, nu e nicio tragedie. Sau putem cumpăra o imagine și o publicăm, când știm sigur că avem dreptul de utilizare asupra ei. În print, am făcut, iarăși am evidențiat aici, în print ne trebuie imagini mai mari, de obicei, nu întotdeauna, dar de obicei ne trebuie imagini mai mari, o rezoluție mai înaltă de 300 dpi. Asta trebuie să rețineți. Și veți vedea aici, în screenshot-ul acesta, pe DreamStation, spre exemplu, fiecare rezoluție afișează cum va arăta în print. Spre exemplu, are această imagine cu pădure. În print, la mediu, la rezoluția medie, atinge 18 cm ori 19 cm, largi 23 cm ori 15, asta e cam un A5. Extra largi, deja avem o rezoluție foarte bună pentru un print A4. Și maximum, care poate fi tipărită chiar și pe un A3, pe un afiș. Un afiș mai mic, dar un afiș. Și avem și rezoluția TIFF, care se duce și mai departe. Ideea care e? Cu cât rezoluția este mai mare, cu atâtea mai multe posibilități de utilizare avem. Dacă luăm o imagine, spre exemplu, pentru un pliant, nu ne trebuie foarte mare. Pentru un pliant e ok și rezoluția medie, 18 x 19 cm, ne ajunge. Dar dacă ulterior aceeași imagine vrem să o tipărim pe un afiș, deja ne trebuie mai mare. Ca să nu o luăm din nou, putem cumpăra din start o imagine mai mare și o avem, poate fi folosită în mai multe medii. Important e pe print să respectați dreptul de autor și termenii licențelor achiziționate, pentru că cei tipărite greu de ascuns sau modificat, odată ce a ieșit în print un pliant și există o problemă cu licența, cel căruia i s-a încălcat dreptul, poate foarte bine să păstreze pliantul și merge cu el în instanță. Se mai întâmplă online să încălcăm uneori dreptul unui autor, să autorul să zică ceva, să scoatem repede și poate ne iartă, poate nu. Dar poate ne iartă. Dar în print, odată tipărit, e greu de revenit. Trecem mai departe. Ca și aplicații software, cel mai răspândit program de editare a fotografiei este Photoshop-ul și suita Adobe, cu Illustrator, cu Adobe Acrobat, cu mai multe. Photoshop-ul are și o versiune basic, mai așa, mai de bază, gratuită, online, la photoshop.com, unde încărcați o imagine și o puteți prelucra acolo direct pe site și apoi o downloadați în calculator. E mai de durată. Eu recomand versiunea care se instalează direct pe PC sau pe Mac. Dar dacă nu aveți la îndemână sau nu vă descurcați, puteți încerca și online, e gratuit. Au și tutoriale gratuite, au și mai multe. Aceste programe Adobe Illustrator și Acrobat nu sunt și online, dar le puteți folosi pe calculator.
Microsoft Office cred că știe toată lumea. E cea mai folosită suită de creare de documente. Are și versiune gratuită online de Word, de PowerPoint, de OpenNote, mai multe le puteți încerca la office.com. Acum, dacă sunt întrebări și răspunsuri, și vom avea și o mică surpriză după, imediat după sesiunea de întrebări și răspunsuri. Mai puțin. Ok. Ne întreabă Raluca. Nu mai puțin să-mi dau seama cum mă risc aici. Dacă fac o poză random la întâmplare pe stradă, mai puțin, sau la un eveniment organizat de ONG-ul nostru, cu o persoană sau mai multe persoane pe care nu le cunosc, nu le cunoaștem și vreau să o folosesc în print pentru un raport anual. Trebuie să am un mod de release. Dacă imediat. Spre exemplu, raportul acesta anual poate fi utilizat și comercial pentru, eu știu, pentru sponsor, pentru oricum un scop comercial. Atunci nu o puteți folosi. Persoanele care apar în respectivele imagini persoanele care apar în respectivele imagini pot afla și pot să nu fie de acord. Dacă sunt persoane publice, s-ar putea și de acord, dar nu e garantat. Deci, răspunsul e de discutat, dar răspunsul meu e nu. Nu puteți să folosiți aceste fotografii cu persoane pe care nu le cunoașteți într-un raport anual. Cel mai bine să apelați la fotografii sigure. Sper că am răspuns. Continuăm. Ne întreabă dacă există un model pentru persoane care să-l semneze înaintea utilizării pozei. Există, spre exemplu, pe Dreamstime, există un model release gata, pregătit. Îl găsiți când vă înregistrați, îl găsiți la secțiunea Stock Utilities. Se numește model release, este disponibil chiar și în limba română. Continuăm cu întrebările. Ne întreabă tot Marius. Dacă eu fac o poză pe stradă și apar oameni, respectiv a poză o pot folosi doar într-un editorial? Da, doar în scop editorial, nimic comercial, decât dacă oamenii respectivi își dau acord. Dacă aveți semnat model list pentru fiecare, este foarte ok. Continuăm cu întrebările. Ne întreabă Raluca dacă există abonamente preferențiale pentru ONG-uri la Dreamstime. O să vedeți imediat, după sesiunea de întrebări și răspunsuri, avem o surpriză pentru dumneavoastră, pentru cei care participați la acest seminar. Dacă aveți un pic de răbdare, o să aveți o surpriză plăcută. Continuăm.
Momentan, ori nu mai văd eu întrebări, ori nu mai sunt. Vreau să vorbim și despre surpriza despre care v-am spus la începutul seminarului. Avem o ofertă. O veți descoperi dumneavoastră dacă vă înscrieți pe site și veți folosi acest cod TechSoup2014 în pagina de seamă, scuze. TechSoup 14. O să facem să meargă și 2014. Imediat. Așa. Gata, am rezolvat. Deci, dacă vă veți înscrie pe site cu acest cod preferențial, TechSoup 14, după cum vedeți, veți avea o surpriză. Vă las să o descoperiți singur. Ne întreabă Elena. Întreabă dacă cumpărăm o imagine de stoc, avem dreptul de a face modificări la imagine sau folosi doar o parte din imagine? Da, răspunsul este da, puteți să o folosiți, puteți să o prelucrați, puteți să o decupați, puteți face cam orice cu imaginea respectivă, atât timp cât este o imagine de tip royalty free comercial. La imagine de tip editorial e un pic mai mult discutat. Da, puteți prelucra și acele imagini, doar că e mai delicat să aduceți modificări asupra esenței. Ne întreabă Marius dacă există o dimensiune a feței oamenilor pentru a putea fi folosite pozele în scop comercial. Mă gândesc că o poză a unei mulțimi făcută la etajul 20 nu ar fi o problemă. Ba, ar fi o problemă pentru că, în general, ar fi o problemă pentru că ar putea o parte din oameni respectiv să nu fie de acord. Și cum am spus mai devreme, cum am răspuns mai devreme, nu știm cum va folosi un cumpărător, cum va folosi respectiva imagine, poate folosi doar o parte a imaginii. Dacă sunt fețele unor oameni vizibile, aceia ar putea să nu fie de acord și ar putea să vă dea în judecată. Întreabă Gabriela. Mai puțin. Viorel, scuză-mă puțin. Cred Da. că eu reușesc să le văd mai bine întrebările și pot să le citesc eu cu voce tare și tu să răspunzi la ele. Chiar te rog, eu nu văd destul de mare Da, căsuța. știu că este puțin. Ok. Da. Georgiana ne întreabă dacă într-un ghid vreau să folosesc o fotografie cu un minor care a participat la un atelier organizat de noi. Am nevoie de consimțământul scris al ambilor părinți pentru a utiliza fotografia în ghid. Consimțământul înscris al unui părinte și de un martor. E nevoie de. Deci, în Mother List, o să vedeți, există și martorul, fără de care Mother List nu este valabil. Deci, dacă avem un fotograf, fotograful trebuie să ia acceptul părinților, unui părinte, cel puțin unui părinte, și a unui înscris și a unui martor. Dar întotdeauna înscris, nu doar verbal, nu are nicio valabilitate în instanță sau. Ok.
Asta. Andreea ne întreabă, există vreo diferență între utilizarea în scop comercial și cea în scop non-profit a unei imagini? Cred că se referă la faptul că na, un ONG folosește imaginele, na, nu neapărat să facă bani din ele. Nu neapărat să facă bani, poate atrage sponsorizări, poate, nu știu, asta e până la urmă pe riscul ONG-ului. Dacă există regula de bun simț, dacă numai puțin. Da, răspunsul ar fi nu. Gabriela ne întreabă unde putem găsi cadrul legislativ pentru zona de online. Cadrul legislativ pentru zona de online Da. se aplică exact aceeași lege a drepturilor de autor. Vă zic că este destul de stufoasă. Dacă vreți, o să includ în prezentare un articol respectiv referitor la utilizarea imaginilor online, dar în principal este exact aceeași lege a dreptului de autor. Nu e nimic diferit. Ok. Raluca ne întreabă, vrem să folosim imaginea cu minionii din Despicable Me pe un afiș. Am nevoie de drepturi de autor în condițiile în care pe net există și modele de cum să-i desenăm. No, deci nu puteți folosi. Nu. Ok. Raluca Nu, nu puteți. Dumitrescu. Designul este. Și trebuie să vă gândiți că și designul este protejat de drepturi de autor. Deci. Nu, nu puteți folosi. Ok. Raluca Dumitrescu ne întreabă, în condițiile în care marea majoritate a potențialilor sponsori și donatori vor imagini cu activități reale ale organizației, inclusiv imagini cu beneficiari voluntari implicați în activitățile sociale, putem obține acordul lor în mod simplu și eficient pentru a folosi aceste imagini? Și cei mai mulți fundraiser specifică că în rapoartele de activitate ale ONG-urilor și celelalte de finanțare nu trebuie folosite imagini tip imagini de stoc. Da, puteți lua acceptul lor scris și de ce nu și-ar da acceptul? Nu neapărat fotografie de stoc, puteți avea acceptul lor scris și n-ar fi nicio problemă. Ok. Domnul Todoran ne întreabă dacă pozele de prezentare pot fi folosite. Pozele de prezentare? Da. Da, puteți folosi dacă aveți acceptul pozele de prezentare. Sunt poze de prezentare al fotografilor, dacă aveți acceptul fotografului, preferabil înscris, pentru că verbal nu are nicio valoare. Dacă aveți acceptul lor, sigur. Și Iar în vederea pozelor de prezentare ale companiilor, trebuie totuși întrebat, fiindcă unele companii au angajat un fotograf să facă niște poze de prezentare, iar de la acel fotograf au primit acceptul să folosească doar în anumite medii sau doar pe anumită perioadă, nu nelimitat. Deci trebuie întrebat compania dacă au dreptul de a folosi. Nu luați la întâmplare, fiindcă puteți avea probleme. Nu toți fotografii dau licență nelimitată companiilor care lucrează. ok, și o să trec la ultima întrebare. Andreea ne întreabă, se poate folosi o fotografie de produs, de pe stoc, pentru a face reclamă la produse similare comercializate de un ONG? Ce înseamnă similare? Adică o să-mi permit eu să te explic. Sunt ONG-uri care au întreprinderi sociale, spre exemplu, și dacă facem Da. magiuni de Topoloveni, nu, magiuni din Bacău, spre exemplu, dacă acel ONG poate să ilustreze produsele lor cu fotografii de stoc. Da, cu fotografii cu magiuni. Ok. De Topoloveni, nu știu Da, dacă. asta nu a fost cel mai bun exemplu. Adică, da, mă rog, să zicem Coca-Cola.
Dar n-aveți acceptul Coca-Cola să folosiți așa ceva. Ei, poate nu sunt de acord, poate se supără, poate vă dau în judecată. Sau putere financiară. Poate să vă ia despăgubiri mai. În schimb, puteți folosi o imagine generică cu un suc. Un Ok. suc similar sau cu prune, dacă e vorba de magiun. Sau... Da. Adică există variante. Dacă mai sunt întrebări, să vă rog să ne le puneți acum pe chat. Am trecut cam prin toate întrebările de până acum. Viorele, vă mulțumim foarte mult pentru surpriza din partea voastră la Dreams Time. Sper Da, ca. cine o să se registreze cu acest cod TechSoup 14, o să aveți și prezentarea disponibilă după seminar și veți putea da click pe link direct dacă nu vreți să-l notați acum. O să aibă chiar o surpriză plăcută. Nu vreau să vă spun acum, vreau să descoperiți singur, dar e o surpriză chiar plăcută. Și include și un discount după acea surpriză, ca să intru în detalii. Așa. Mulțumim și noi foarte mult pentru că ați participat la acest seminar. Sper să fi fost de folos. Sper să vă ajute în activitatea dumneavoastră. Și noi mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și sper că colegilor noștri din sectorul ONG le va fi de folos și sper că am învățat ceva. Cam atât, acesta a fost webinarul. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm la următorul training online, care o să fie în curând. Mulțumim foarte mult. Viorel, mulțumim încă Mulțumim, la o revedere! Mulțumim, la revedere! dată.